Te lăudăm, Tatăl bun din ceruri, Dumnezeul nostru, noi robii tăi care în acest moment, la acest început de sabat, care prin puterea ta ai pus în noi acest îndemn de a ne întâlni, de a fi împreună, de a studia scripturile și de a putea învăța de la tine. Vrem ca bunătatea ta și dragostea ta să fie prezentă cu noi. Aici vrem să fii și tu, prin prezența Duhului Tău cel Sfânt, peste noi și fratele Dean care ne va sluji în acest moment. Te lăudăm că ești un Dumnezeu bun, binevoitor, mare și puternic, și mai mare, mai presus de toți Dumnezeii. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate, aici, acum și în veșnicie, și vrem ca voia ta să se facă și numele tău cel sfânt să fie binecuvântat. Te lăudăm și te preamărim, toate ți le-am cerut și îți mulțumim în numele Domnului nostru Isus Hristos, Mântuitorul, Răscumpărătorul, întregii omeniri și toate le punem la picioarele tale, inclusiv această oră. Binecuvintează tu și pe noi. Amin. 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 Vă salut din nou cu pacea Domnului și vă spun un bun venit la acest studiu în seara aceasta de sabat. Este foarte, foarte frumos când, chiar dacă suntem departe unii de ceilalți, putem să ne adunăm. Chiar dacă nu ne vedem în persoană, dar totuși ne simțim așa în spirit, suntem împreună. În seara aceasta vom avea un nou studiu, l-am numit Istoria trâmbițelor în Adventism. În anul 1997, la doar o săptămână după ce m-am botezat, am cumpărat o carte în limba srbă. Este o carte despre Apocalipsă, adică un comentariu al Apocalipsei. Autorul era Mervin Maxwell. Eram atât de mult fericit pentru că cartea respectivă doar ce a ieșit din tipar și eu care eram foarte, foarte interesat în profeție, credeam că citesc o interpretare corectă biblică al profețiilor. Bineînțeles, doar ce am venit la credință, nu cunoșteam foarte multe lucruri, nu cunoșteam istoria adventă și nu cunoșteam și anumite citate din spiritul profetic, profetice, despre ce se va întâmpla în mișcarea adventă după moartea profetului. De exemplu, avem acele citate pe care cred că le cunoașteți, din Mărturie, volumul 5, la pagina 81, unde sora White spune că fiecare vânt de doctrina va sufla. Și se referă la mișcarea adventă, nu se referă la cei din afară. Fiecare vânt de doctrina, adică doctrină falsă. După aceea avem acel citat din Semnele Timpului, 28 mai 1894. Unul după altul, adevărurile vor fi corupte. Adică ea a profetizat că în Biserica Adventistă, sau mai bine spus, în mișcarea adventistă, se vor ridica oamenii prin care vrăjmașul va corupe unul după altul adevărurile care au fost date prin spiritul profetic și prin studiul Scripturii în timpul pionerilor. Și încă un citat din Living Herald, 13 decembrie 1892. Va exista o îndepărtare a pietrelor de hotar și o încercare de a dărâma pilonii credinței noastre. Deci încă o profeție despre ce se va întâmpla în mișcarea adventă. Satana va încerca să dărâme pilonii credinței noastre. Dacă aceste citate și sunt adevărate, în legătură cu mai multe doctrine, putem spune că cu siguranță sunt adevărate și în ceea ce privește profeția și în mod special înțelegerea despre cele șapte trâmbițe. Și vom vedea în seara aceasta că, într-adevăr, ceea ce a spus Ellen White aici, în aceste citate, chiar astăzi este realitate. Aceste profeții s-au împlinit. De ce studiem istoria?
Pentru că ne este spus în cartea Evenimentele ultimilor zile, la pagina 72, că noi nu avem a ne teme de nimic pentru viitor, decât de a uita calea pe care ne-a condus Domnul și învățătura sa din istoria trecutului nostru. Din păcate, foarte mulți dintre noi care fac parte de astăzi de mișcarea Adventa nu cunosc istoria. Istoria mișcării, istoria bisericii, istoria adventismului. Și atunci când vin aceste vânturi de doctrină, ei cred că îi se prezintă adevărul curat, adevărul biblic. Dar atunci când studiem istoria, cum a fost ridicată mișcarea Adventa, cum au studiat pionerii noștri, cum au ajuns la concluziile în ceea ce privește doctrinele, și facem comparație cu ce se întâmplă astăzi, putem să ne dăm seama că, într-adevăr, mișcarea Adventa s-a îndepărtat de lumină. Deci nu avem de ce să ne temem decât dacă uităm trecutul nostru, învățăturile pe care Dumnezeu le-a dat mișcării Advente. Bun, mergem acum, așa cum am spus, vreau să vă prezint cum s-a dezvoltat credința sau mai bine spus, înțelegerea poporului Advent în ceea ce privește cele șapte trâmbițe. Și vom începe cu timpul reformațiunii, adică protestantismul, secolul 15, 16, 17, și vom vedea ce s-a întâmplat până la timpul nostru. La început, aș vrea să vă prezint care a fost interpretarea protestantă în ceea ce privește cele șapte trâmbițe. Sigur, erau opinii diferite. Deci nu putem spune că toți protestanți erau uniți. Dar, în cea mai mare parte, în general, aveau această credință pe care o vedeți aici. Adică, primele patru trâmbițe au fost înțelese că se referă la căderea Imperiului Roman de vest. Trâmbița a cincea, ei, adică protestanții, au văzut că se referă la arabii, Mohamed și începutul islamului, și cele 150 de ani, adică 5 luni, dacă amintiți acolo, în trâmbița a cincea, este o perioadă profetică, sunt din anul 612 până anul 762. Nu vom intra în detalii, pentru că nu este scopul să explicăm fiecare detaliu. Trâmbița a șasea, otomanii, începutul celor 391 de ani și 15 zile, fiind din anul 1453, este anul când otomanii sau turci au cucerit orașul Constantinopol. Și interesant, cele 391 de ani se termină în anul 1844. Așa au înțeles unii reformatori din secolul 16-17 această perioadă profetică. Și trâmbița a șaptea descrie ultimile evenimente sau evenimentele finale. Așa cum vedeți aici, protestanții așteptau ceva să se întâmple în anul 1844. Noi știm ce s-a întâmplat. Dar așa cum deja cunoaștem istoria, cei mai mulți protestanți au respins solia lui William Miller și, în opinia lor, în anul acesta, 1844, nu s-a întâmplat nimic. De aceea, unul după altul, această interpretare a fost părăsită și unii protestanți s-au întors la futurism, adică interpretează trâmbițele ca fiind în viitor, sau preterism, toate trâmbițele au avut loc undeva în timpul lui Ioan, sau unii au început să spiritualizeze fiecare trâmbiță. Deci protestanții s-au îndepărtat de această interpretare, pe care o mare parte dintre ei au susținut-o. Jos am dat două linkuri în care, dacă doriți, cine dorește, poate să verifice aceste date pe care le-am prezentat. Bun, aceasta este interpretarea protestantă. Acum, ce ne interesează pe noi este cum a ajuns
au ajuns adventiștii să-și formeze o înțelegere despre cele șapte trâmbițe. Și mergem imediat la probabil cel mai important om din secolul XIX, William Miller. Haideți să vedem cum a înțeles William Miller cele șapte trâmbițe. Este din anul 1833. Interesant să vedeți anumite interpretări pe care Miller le-a dat. Prima trâmbiță, caderea Ierusalimului sau judecata asupra Ierusalimului. Trâmbița a doua, caderea Romei de Vest. Trâmbița a treia, caderea regatului asiatic. Am căutat, nu am găsit despre ce regat este vorba, dar așa scrie, regatului asiatic. Trâmbița a patra, îndepărtarea necurmatei sau păgânismului. Trâmbița a cincea, otomanii și perioada de 150 de ani, de la anul 1298, este anul când a fost înființat Imperiul Otoman, până 1448. De fapt, Miller credea că Imperiul Otoman a fost înființat în 1298. O să vedem că nu este chiar așa. Trâmbița a șasea, iarăși otomanii, deci el crede că trâmbița a cinci și a șasea se referă la același putere. Începe de la 1448 și se termină în anul 1839. Și ultima trâmbiță, a șaptea, vestirea Adventului sau venirei Domnului Hristos, de la 1839 până 1843. 1843 fiind anul când William Miller credea că Domnul Hristos se va întoarce. Ceea ce este important despre William Miller, nu mă refer la primele patru trâmbițe, e o problemă aici, el este cel care a legat trâmbița 5 și trâmbița 6 și aceste două perioade profetice, 150 de ani și 391 de ani, ca fiind o singură perioadă profetică de 500 și cât exact, 541 de ani, cam așa. 541 de ani, începând din 1298, terminându-se în anul 1839. Și aici e vorba despre istoria Imperiului Otoman. Deci aceasta este ceea ce a crezut William Miller despre cele șapte trâmbițe. Următorul om este foarte important în ceea ce privește profeția, Josiah sau Josiah Litch. Era un pastor, dar unul care a studiat foarte, foarte mult profețiile. Haideți să vedem, e foarte interesant acum despre Josiah Litch, să vedem cum a înțeles el trâmbițele și citim mai întâi din anul 1838. Jos aveți link-ul, este pe White Estate, cartea respectivă, în care puteți să vedeți aceste interpretări. Deci, iată cum Josiah Litch, în 1838, a înțeles cele șapte trâmbițe. Prima trâmbiță, persecuția sub Nero. Trâmbița a doua, persecuția sub Domitian, anul 94, până la Constantin, anul 312. Trâmbița a treia, arianismul. Trâmbița a patra, supremația episcopului Romei, din anul 538. Trâmbița a cincea, arabii și otomanii, de la anul 606 până anul 1449, din care cele 150 de ani sunt de la anul 1299 până la anul 1449. Trâmbița a șasea, iarăși otomanii, de la 1449 până la anul 1840. Și trâmbița a șaptea, vestirea Adventului, de la 1840 la 1843. Deci iarăși nu discutăm primele patru trâmbițe, este o problemă, dar ceea ce este important despre Josiah Litch este faptul că el, în trâmbița a cincea, a văzut istoria islamului
și a legat perioada de la apariția islamului 606 până la 1449. Este interesant acolo că dacă citiți trâmbița a cincea, veți vedea că perioada de 5 luni este amintită de 2 ori. Și este foarte posibil că, de fapt, se referă la două perioade de câte 150 de ani. Asta vom discuta când vom studia fiecare trâmbiță pe rând. Și un alt lucru important este că Josiah Litch a corectat interpretarea lui William Miller. Dacă vă amintiți mai devreme, William Miller a crezut că Imperiul Otoman a fost înființat în 1298, dar Josiah Litch a dat anul mai corect, 1299, și această perioadă întreagă, în loc de 1839, cum a scris William Miller, Josiah Litch a corectat-o la 1840, așa cum știm, 11 august 1840. William Miller mai târziu s-a corectat și el și a acceptat interpretarea lui Josiah Litch. Deci William Miller a fost greșit. Deci aceasta este ceea ce a scris Josiah Litch în 1838. Dar el a studiat profeția, așa cum am spus, și câțiva ani mai târziu, 1842, într-o altă carte, el da o nouă interpretare al trâmbițelor. Și vă citesc acum această interpretare. Prima trâmbiță, Visigoți, sub Alaric. A doua trâmbiță, Vandalii, sub Genseric. A treia trâmbiță, Hunii, sub Atila, adică liderul a fost Atila. A patra trâmbiță, Ostrogoți, Teodoric, conducătorul lor. A cincea trâmbiță, Arabii și Otomanii, 606-1449. A șasea trâmbiță, Otomanii, 1449-1840. Și trâmbița a șaptea, Vestirea Adventului. Dacă vă uitați acum și dacă vă amintiți ceea ce am citit despre interpretarea protestantă, am văzut că ei au interpretat primele patru trâmbițe ca fiind căderea Romei de Vest. Aici vedem că Josiah Litch acceptă această interpretare și dă chiar fiecare trib la care se referă fiecare trâmbiță, primele patru trâmbițe. Trâmbița 5 și trâmbița 6 rămâne la fel, interpretarea lui. Deci doar el a schimbat înțelegerea sa în ceea ce privește primele patru trâmbițe. Bun. Uriah Smith. Dintre toți pionerii adventiști, l-am ales pe Uriah Smith pentru că el e cel mai cunoscut și, așa cum știți, a scris cartea Daniel și Apocalipsa și cred că reprezintă cel mai bine întreaga mișcare adventă. Iată interpretarea lui Uriah Smith din 1865, prima ediție a cărții despre Apocalipsa. Nu vreau să citesc acum fiecare trâmbiță. Dacă citiți atent, este același interpretare pe care a dat-o Josiah Litch mai devreme. Cu alte cuvinte, Uriah Smith și nu doar Uriah Smith, toți pionerii au acceptat interpretarea lui Josiah Litch, inclusiv James White și mulți alți pionerii care au scris articole și cărți în care uneori chiar James White a publicat în Review and Herald întregul articol al lui Josiah Litch fără nicio modificare. Ba chiar și în cartea Daniel și Apocalipsa, Uriah Smith, de fapt, dă interpretarea lui Josiah Litch. De acolo a preluat ideile pe care le prezintă în carte. Deci aceasta devine poziția oficială a Bisericii Adventiste în timpul pionerilor. Interpretarea lui Josiah Litch fiind acceptată de Uriah Smith și de ceilalți pionerii. Bun. Totul este ok până la anul 1883. Atunci un frate adventist pe nume Rodney S. Owen vine cu o nemulțumire, adică nu este de acord cu felul cum au înțeles pionierii cele șapte trâmbițe și vine cu altă propunere, adică el crede că cele șapte trâmbițe sunt cele șapte plăgi.
Adică acea interpretare istoricistă trâmbițele împlinindu-se în timpul istoriei de la Ioan până la timpul nostru, el crede că acele 7 trâmbițe de fapt sunt în viitor. Și se referă la cele 7 plăgi. Aceasta este anul 1883. Atunci el doar aduce în fața bisericii aceste interpretări, dar nu sunt publicate până anul 1912, când el publică pentru prima dată această înțelegere a lui în cartea The Seven, cele 7 trâmbițe, așa cum sunt explicate în Biblie. Așa se numește cartea, a fost tipărită nu de editura adventistă. Deci a tipărit-o el undeva în altă parte, dar nicio editură adventistă nu a acceptat cartea respectivă. E foarte important lucrul acesta pentru că vom vedea astăzi, editurile adventiste acceptă să tipărească orice interpretare în ceea ce privește trâmbițele. Bun, așa cum am spus, în 1883, Rodney S. Owen a propus o nouă interpretare în fața bisericii. Și Conferința Generală a format un comitet de 10 persoane. Aici aveți o listă, nu vreau să citesc toate 10 numele, le puteți vedea, în care era și Uriah Smith. Deci 10 membri a unui comitet care avea ca scop să cerceteze, să studieze această nouă interpretare. Și bineînțeles trebuia să aducă în fața Conferinței Generale concluzia lor. Este această interpretare acceptabilă? E bună? E mai bună decât cea veche? Sau nu este bună? Dar după ce au studiat, au dus și prezentat bisericii și concluzia lor. Vreau să citesc care a fost concluzia. A fost tipărită în Rimmen Herald 27 noiembrie 1883. Iată ce zice. Comitetul desemnat să ia în considerare o nouă expunere a profeției celor 7 trâmbițe din Apocalipsa 8 și 9 vă raportează cu respect că ei nu văd nicio posibilitate de a face vreo schimbare față de înțelegerile pe care le-am avut anterior. Mai ales deoarece punctul de vedere propus este, în opinia lor, nescriptural și va destabiliza unele dintre cele mai importante și fundamentale puncte ale credinței noastre. Deci, care a fost concluzia acestui comitet? Noi nu vedem, zic ei, nicio posibilitate să facem vreo schimbare, adică să acceptăm această lumină nouă. De ce? Pentru că nu este scripturistic, nu este biblic și dacă o acceptăm, va destabiliza unele dintre cele mai importante și fundamentale puncte ale credinței noastre. Deci vedeți aici că interpretarea trâmbițelor a fost văzut ca ceva foarte important pentru pionerii noștri. Schimbarea în interpretarea trâmbițelor va destabiliza unele dintre cele mai importante și fundamentale puncte ale credinței noastre. Vreau să citesc acum un alt citat, e scris de James White, să vedem care este unul dintre aceste puncte fundamentale. Sunt mai multe, dar haideți să vedem care este unul dintre ele. Rimmen Herald, 29 decembrie 1863. Aici James White se referă la cineva din afara adventismului. Deci nu este vorba de cineva care face parte din mișcarea adventă. El a scris o carte sau, nu știu, un articol ce era Criza Lumii și haideți să vedem cum James White răspunde la acest articol. Judecați, deci, surprinderea noastră când am citit nu demult în Criza Lumii, scris de stiloul unuia care este recunoscut de mulți ca un lider și instructor al poporului, un argument pentru a demonstra că perioadele profetice din Daniel sunt zile literale și nu ani. Un argument pe care îl putem considera a fi nimic mai puțin decât o încercare deliberată de a distruge unul dintre pilonii principali ale credinței adventiste până la temelia sa. Deci care este, conform cu James White, unul dintre pilonii principali ale credinței adventiste?
În profeție, o zi profetică este un an. Acum, dacă această nouă interpretare pe care a adus-o fratele Owen, adică trâmbițele sunt cele 7 plăci, atunci nu poate să fie 5 luni, 150 de ani. Sau 391 de zile să fie 391 de ani. Ci doar poate să fie zile literale, nimic mai mult. Deci, așa cum cred că știți, sunt mulți frații de astăzi care cred că trâmbițele sunt în viitor. Poate nu cele 7 plăci, unii cred chiar că sunt plăgile, alții cred că vor fi înainte de plăgile, dar sunt în viitor. Așa cum vedeți aici, acest comitet care a fost format de 10 persoane a spus foarte clar, astfel de interpretări distrug unele dintre cele mai importante și fundamentale puncte ale credinței noastre. De asemenea, distrug acest pilon principal în care, în profeție, o zi este un an. De aceea, această nouă propunere, această nouă lumină a fost categoric respinsă. Acum, citesc următorul citat, este scris de Ellen White. Este o scrisoare de Ellen White către Uriah Smith din 1884, adică un an după ce fratele Owen a prezentat lumina nouă despre trâmbițele în Biserica Adventistă. Sunt unii care cred că Ellen White a fost de acord cu interpretarea futuristă, adică că trâmbițele sunt în viitor. Chiar am auzit frați care spun lucrul acesta. Haideți să vedem ce spune Ellen White despre această lumină nouă care a fost adusă de fratele Owen. I-am spus că atunci când frații mei, așa cum a făcut și fratele Owen, venea cu o lumină nouă, aproape că mă facea să am un frison de răceală, pentru că știam că era o schemă a lui Satana pe care nimeni nu o putea înțelege, deși un om le-ar fi declarat aceasta. Este un caz sigur că Satana aruncă o putere fermecătoare în noile lor păreri, pe care le acceptă cu mintea, deși argumentele sunt atât de clare precum noroiul, incoerente și în dezacord cu solia. Deci atât ce spune Ellen White despre această lumină nouă al fratelui Owen în ceea ce privește cele 7 trâmbițe, ca fiind în viitor. Mă facea aproape să am un frison de răceală, pentru că știam că această lumină nouă era o schemă a lui Satana prin care Satana aruncă o putere fermecătoare și spune că argumentele lor sunt ca noroiul și în complet în dezacord cu solia. Deci Ellen White în mod categoric a respins interpretarea aceasta nouă că cele 7 trâmbițe sunt în viitor. De ceea ce am spus mai devreme, dacă noi nu cunoaștem această istorie, ce s-a întâmplat? Când vine cineva și ne duce un citat sau două citate din Spiritul Profetic, spune, iată, Ellen White spune că trâmbițele sunt în viitor. Dacă noi cunoaștem aceste citate și ce s-a întâmplat în 1883, suntem feriți de astfel de lumină nouă. Mai mult decât atât. 1888. Ellen White publică o nouă ediție a cărții Tragedia Veacurilor. Și haideți să vedem ce a scris Ellen White în această carte. Nu amintește toate trâmbițele, dar amintește cel puțin una, trâmbița a șasea. Citesc acest citat. Eu cred că l-a publicat pentru că doar cu câteva ani mai devreme, fratele Owen a venit cu o nouă propunere în ceea ce privește interpretarea trâmbițelor. Și Ellen White aici clarifică foarte clar care este adevărul. Citesc. În anul 1840, o altă împlinire remarcabilă a profeției a produs un interes larg răspândit. Cu 2 ani mai înainte, Josiah Leach, unul dintre pastorii conducătorii al predicării celei de-a doua veniri,
a publicat o expunere cu privire la Apocalipsa, capitolul 9, prezicând caderea Imperiului Otoman, specificând nu numai anul, ci chiar ziua în care aceasta avea să aibă loc. Conform acestei expuneri, care era pur și simplu o chestiune de calcul asupra perioadelor profetice ale Scripturii, guvernul turc își va renunța la independența pe 11 august 1840. Predicția a fost publicată pe scară largă și mii de oameni au urmărit cursul evenimentelor cu interes dornic. Deci el a publicat 2 ani înainte de eveniment, toată lumea s-a uitat ce se va întâmpla. Dacă nu se întâmpla nimic, întreaga mișcare milerită eșua. Mergem mai departe. Chiar la data fixată, Turcia, prin ambasadorii ei, a acceptat protecția puterilor aliate ale Europei, așezându-se în felul acesta sub controlul popoarelor creștine. Evenimentul a împlinit profeția cu exactitate. Evenimentul a împlinit profeția cu exactitate. Când s-a aflat, mulțimile s-au convins de corectitudinea principiilor de interpretare profetică adoptate de William Miller și colaboratorii săi și un impuls minunat a fost dat mișcării advente. Bărbații de cultură cu poziție s-au unit cu Miller atât în predicarea cât și în publicarea vederilor sale. Astfel că, de la 1840 la 1844, lucrarea s-a întins cu repeziciune. De multe ori am întrebat ce a dat putere mișcării milerite, pentru că la început nu prea avea avut mare succes. Dar când în 1840 s-a împlinit ceea ce Josiah Litch a scris cu 2 ani înainte, o mare mulțime de oameni a înțeles că aceste principii de interpretare profetică a lui Miller sunt corecte, mulți s-au unit cu Miller și, așa cum spune Ellen White, de la 1840 la 1844, lucrarea s-a întins cu repeziciune. Deci Ellen White în acest paragraf a confirmat interpretarea pionerilor, cel puțin în trâmbița a șasea, despre cele 7 trâmbițe. Bun. Citesc încă un citat, pentru că astăzi vom vedea că sunt multe, multe interpretări în mișcarea Adventa și argumentul principal pentru care biserica tiparește chiar lucrări, articole și cărți cu noi interpretări, am văzut că în 1883 biserica a refuzat să tipărească această lumină nouă. Argumentul principal este că biserica adventistă nu a avut o poziție oficială în ceea ce privește trâmbițele. Și este logic. Dacă nu avea niciodată o poziție oficială, înseamnă că orice interpretare este acceptabilă. O putem tipări și fiecare să studieze. Citesc un citat acum din Buletinul Conflicte Generale, 30 martie 1903. Haideți să vedem ce spune aici. Mai există o altă perioadă menționată în profeția de timp. Și aceasta este perioada de 5 luni, acele de a 5-a trâmbițe. Și ora, ziua, luna și anul, sau 391 de ani și 15 zile ale celei de a 6-a trâmbițe. Începând cu ziua de 27 iulie 1299, când Osman, în fruntea forțelor sale, a invadat teritoriul Nicomediei și a început acel curs final al atacului care a dus la răsturnarea Imperiului Răsăritian al Romei, aceste două perioade ajung până la 11 august 1840. Deci aici vorbește despre trâmbița 5-a și trâmbița 6-a, marcată de pierderea supremației din partea acelei puteri care este subiectul profeției. 11 august 1840 și a 10-a zi a lunii a 7-a, adică 22-a zi a lunii octombrie 1844. Aceste două date sunt repere ale istoriei adventiste. Deci iată,
Cel care a scris aceste cuvinte pune anul 1840, 11 august, la același nivel cu 22 octombrie 1844. Și spune că aceste două date sunt repere al istoriei adventiste. Și astăzi cineva spune că Biserica Adventistă nu a avut o poziție oficială în ceea ce privește trâmbițele. Dacă noi acum dăm la o parte anul 1840, așa cum fac foarte, foarte mulți, atunci putem foarte ușor să dăm la o parte și anul 1844, 22 octombrie. Dacă dăm la o parte unul dintre aceste repere, de ce să nu dăm la o parte ambele repere? E logic. Deci asta este clar. Și dacă verificăm tot ce s-a tipărit în timpul pionerilor, până la 1900, să zicem 15, până când a murit Ellen White, s-a publicat poziția oficială a bisericii, așa cum am citit mai devreme. Când a venit Lumina Nouă, prin fratele Owen, 1883, adică trâmbițele fiind în viitor, a fost categoric respins și vederile lui nu au fost tipărite de nicio editură adventistă. Este clar că biserica de tipul acela avea o poziție oficială sau înțelegere oficială în ceea ce privește cele șapte trâmbițe. Bun. Mergem acum mai departe. Avem aici un alt frate, un alt om, George Price. Nu voi arăta ce credea el. El, în 1951, a publicat o interpretare al trâmbițelor, care este de acord cu Uriah Smith, adică cu interpretarea clasică adventistă. Deci în toate trâmbițele a fost de acord, dar propune ceva nou. Că este posibil că trâmbițele să aibă o dublă aplicație. Adică au fost în trecut, dar au o aplicare și în viitor. Cred că ați auzit despre această idee. Deci de unde vine această idee? De la fratele acesta, Price, în anul 1951. Până la acest an, nimeni în adventism, cel puțin nu am găsit eu, și ce am citit alte studii, nimeni nu a găsit, altcineva să propună că trâmbițele poate să aibă o dublă aplicație. De exemplu, de ce nu pot trâmbițele să aibă dublă aplicație? Apocalipsa 9:12 spune foarte clar, un vai a trecut. Iată, vin încă două vaiete după acesta. Un vai a trecut. Când spune a trecut, este în trecut, nu mai este în viitor. După aceea avem 11:14. Al doilea vai a trecut. Și vine al treilea. Nu există un vai a trecut în trecut, dar în viitor va veni din nou. Nu, a trecut și deja este pentru noi în trecut și nu va veni în viitor. De asemenea, așa cum știți, trâmbițele a șapte, cincea și șasea au perioade profetice de timp. 150 de, sau 5 luni mai bine spus, 150 de ani și 391 de ani. În profeție, o zi este un an. Dacă au trâmbițele o aplicație dublă, atunci ar trebui și în viitor trâmbița a cincea să aibă 150 de ani și trâmbița a șasea să aibă 391 de ani. Dar cei care vin cu astfel de idei nu acceptă așa ceva și spun că în viitor trâmbițele au o aplicație zi pentru zi. Ceea ce, exact cum spunea James White, distruge unul dintre pilonii principale al credinței noastre. Zi este un an. Și eu am ascultat unei frați chiar în timpul pandemiei, un frate a zis, eu nu resping interpretarea clasică, dar cred că trâmbițele au o aplicație dublă. Și el a interpretat trâmbița a cincea ca fiind pandemia în care am trecut. Deci este total, total greșit. Trâmbițele au o singură împlinire. S-au împlinit în timpul istoriei și nu se vor împlini, nu vor avea o altă aplicație în viitor. Ok. Acum,
De obicei, când discutăm despre profeție, în cazul acesta trâmbițelor, noi ne ferim de așa numitul futurism, adică trâmbițele sunt în viitor. Și e adevărat că sunt mulți adventiștii care cred că aceste trâmbițe sunt în viitor. Dar eu vreau să vă prezint ceva mult mai periculos de ceea ce pare la prima vedere o interpretare istorică, așa cum au avut pionierii, dar totuși distruge această interpretare. Și vom începe cu un om foarte cunoscut, pe nume William Warren Prescott. Cred că ați auzit despre el, are și alte subiecte la care am discutat despre el. Dar acum în ceea ce privește trâmbițele. Mai devreme am citit în Tragedia Veacurilor acel paragraf din Spiritul Profetic din anul 1888, în care Sora White a confirmat interpretarea lui Josiah Leach despre 11 august 1840. În 1910, Ellen White vroia să pregătească o nouă ediție a cărții Tragedia Veacurilor, care a fost tipărită în 1911. Și ea a propus fraților să restudieze materialul și să vină cu sugestii dacă trebuie ceva corectat sau ceva făcut mai clar. William Prescott era unul dintre cei care au studiat și el a venit cu o propunere. De fapt, a venit cu mai multe propuneri. Unele au fost acceptate, altele au fost respinse. Dar ceea ce este interesant este că Prescott a venit cu propunere ca acel paragraf despre Turcia și data 11 august 1840 să fie anulat. De ce? Pentru că el credea că data de 11 august 1840 nu este justificat din punct de vedere istoric. Deci el cerea eliminarea acelui paragraf. Ce a făcut Ellen White? Ellen White a respins această propunere, dovada că ea încă ținea la credința veche, și a făcut o mică modificare în paragraful respectiv, în care a clarificat și mai clar acel paragraf. Puteți face comparație, dacă vreți, dintre ce a scris în 1888 și 1911. Nu intrăm acum în detaliile acestea. Dar este clar că Ellen White a respins această propunere ca acel paragraf să fie eliminat. Ceea ce înseamnă că ea a rămas cu credința că acel calcul făcut de Leach este corect. Prescott nu a fost mulțumit cu ceea ce s-a întâmplat și împreună cu unii frații de la Rhine Herald propune și formează un comitet de studiu în anul 1914. Datele profetice ale adventismului au fost discutate. Aici aveți numele celor 7 membri, Prescott, bineînțeles, Wilcox, Spicer, care mai târziu a fost președintele Conferinței Generale, și ceilalți. Deci, după ce au studiat, au venit cu propunere. Din ceea ce am înțeles, nu aveau probleme cu cele primele 4 trâmbițe. Problema a fost trâmbița a cincea și trâmbița a șasea. Și haideți să vedem ce propunere au adus acest comitet. Trâmbița a cincea să fie arabii de la 612 la 762 și trâmbița a șasea otomanii 1453-1844. Vă amintiți, cred că vă amintiți unde am citit aceste interpretări. La protestanții din secolul 16-17. Adică Prescott și ceilalți vreau să întoarcă mișcarea adventă la interpretarea protestantă. Trâmbița a șasea nu se termină în 1840, 11 august, ci se termină în 1844. La prima vedere poate nu pare foarte important, că iar totuși a rămas. Vedeți, trâmbița a cincea, total, otomanii sunt dați afară,
Deci perioada 1299-1449 nu este valabilă, dar o aplică la arabii, începutul islamului. Trimiția a șasea rămâne cu otomanii. Deci, la prima vedere, pare că nu este o mare schimbare. Dar noi am văzut că Ellen White a confirmat în Marea Luptă categoric poziția oficială a bisericii. Și acum vom vedea că ceea ce pare la început o mică modificare, dacă se dă cursul să meargă mai departe, va ajunge la modificări foarte, foarte mari. Prescott, de asemenea, în 1919, a fost o conferință biblică, a venit cu aceleași propuneri și iarăși a fost discuția, multe subiecte au fost discutate, dar și profeția inclusiv aceste perioade profetice. Dar ceea ce este important este că biserica, fiind încă frații mai în vârstă care erau în viață, au respins aceste propuneri. Biserica Adventistă a rămas cu interpretarea veche. Și putem spune că cel puțin până anii 1950, interpretarea adventistă a rămas același pe care a dat-o Uriah Smith, Joseph Leach și ceilalți pionieri. Dar după 1950, lucrurile încep să se schimbe. Avem aici un teolog, Edwin, nu știu cum se citește, nu știu cum se citește numele acesta. Haideți să vedem cum a venit el, cu ce interpretare a venit în 1951. Prima trâmbiță, judecata asupra Ierusalimului. A doua trâmbiță, judecata asupra Romei păgâne. A treia trâmbiță, judecata asupra bisericii creștine. A patra trâmbiță, întunericul evului mediu. A cincea trâmbiță, islamul, 1299-1449. Trâmbița a șasea, Imperiul Otoman, 1449-1840. Trâmbița a șaptea, taina lui Dumnezeu terminată. Deci dacă vă uitați bine, a lăsat trâmbița 5 și trâmbița 6 așa cum a fost înțeleasă de pionieri. Dar a modificat primele patru trâmbițe. Prima trâmbiță, judecata asupra Ierusalimului, adică căderea Ierusalimului anul 70. Vine mire a avut ceva asemănător. Trâmbița a doua, judecata sau căderea Romei de Vest. Romei păgâne, de fapt, nu spune doar de Vest. Romei păgâne. Trâmbița a treia, judecata asupra bisericii creștine, adică apostazia în biserica creștină. Trâmbița a patra, evul mediu, adică timpul papalității. Și după aceea, așa cum am spus, următoarele trâmbițe sunt la fel ca și pionieri. Deci aici avem o depărtare de credința pionierilor în ceea ce privește primele patru trâmbițe. Bun. Următorul. Mervyn Maxwell. Este cartea, autorul cărții pe care v-am spus la început, am cumpărat-o atunci când m-am botezat. El era profesor la Universitatea Andrews, a fost foarte apreciat, un conservator. În multe, multe învățătorii a fost corect. Dar să vedem cum el a interpretat cele șapte trâmbițe. În cartea sa Apocalipsa din 1981. Prima trâmbiță, judecata asupra Ierusalimului. 2. Judecata asupra Romei păgâne. Judecata asupra bisericii creștine. 4. Întunericul evului mediu. Deci cam același interpretare ca și autorul de mai devreme. Acum, trâmbița 5, islamul, 674 823. Faceți un calcul, sunt 149 de ani, nu sunt 150. Nu știu de ce. Trâmbița a șasea, Imperiul Otoman, și interesant datele, 1453-1844. Adică Maxwell a acceptat interpretarea lui Prescott despre trâmbița 5 și trâmbița 6. Și bineînțeles, a schimbat și primele patru trâmbițe. Deci vedem cu o nouă teologie în ceea ce privește trâmbițele. Dar, oricum, trâmbița 5 și 6 a rămas la islamul.
Pentru că și otomanii sunt, așa cum știți, musulmani. Acum, un alt autor, Roy C. Naden, nu am găsit anul morții, nu știu dacă poate încă trăiește, era un profesor la Andrews. Așa cum ați văzut până acum, autorii pe care le-am citit, și puteam să citesc mai mulți autori, dar trebuia să aleg câțiva dintre ei, cu toate că au modificat primele patru trâmbițe, totuși la trâmbița 5 și 6 au rămas cu islamul. Poate la perioadele profetice cu diferențe, dar au rămas cu islamul. Haideți să vedem acum de ce amintim acest nume de acest profesor de la Andrews pe nume Naden. Citesc într-o carte, John Paulien, este o carte, se numește Interpretarea celor șapte trâmbițe, la pagina 53, iată ce spune el despre acest frate Naden. Primul adventist, din câte știu eu, care s-a desprins de tiparul interpretării islamice a celor șapte trâmbițe, este Roy Naden. Adică primul adventist care a respins interpretarea clasică despre trâmbița a cincea și șapsea ca fiind islamul, primul care a respins această interpretare este acest frate Roy Naden. Și acum Paulien ne dă motivul pentru care alți frații era teamă să facă lucrul acesta. Nu că n-ar fi făcut, era teamă. Uite de ce. Principalul obstacol în calea unei astfel de depărtări a fost aparenta susținere a punctului de vedere Leech Smith de către Ellen White în Marea Luptă, pagina 334-335. Deci de ce alți frați nu s-au încumetat să respingă aceste interpretări despre aceste două trâmbițe? Acel paragraf din Spiritul Profeției din Cartea Tragedia Veacurilor sau Marea Luptă, în care sora White afirmă calculul făcut de Leech că acea perioadă profetică se va termina în anul 1840. Acum, ce argument folosesc acești frați ca să respingă aceste două trâmbițe, această interpretare a acestor două trâmbițe? Pentru că avem clar spiritul profetic care confirmă interpretarea respectivă. Eu am auzit personal și am citit. Frații de astăzi ne spun așa. Ellen White, acolo, spune ce credeau mileriți că este interpretarea corectă. Ea nu vrea să spune că asta este interpretarea corectă biblică. Și ce credea Miller, ce credea Leech, că este o interpretare corectă. Înțelegeți? Dacă citiți atent paragraful din Marea Luptă, Ellen White spune foarte clar că este o cum spune acolo, împlinire remarcabilă al profeției. Ea nu spune este împlinirea al ceea ce Leech a înțeles, adică interpretărilor lui, ci spune că este împlinirea a profeției. Deci, ca frații de astăzi să anuleze acel paragraf, ei trebuie să vină o interpretare a paragrafului total contrară cu ceea ce paragraful spune. Ellen White afirmă foarte clar acolo că calculul pe care Josiah Leech l-a făcut este corect. Și ei spun astăzi, nu, asta a fost părerea lui Leech, asta vrea să spune sora White. Și bineînțeles, dacă venim cu astfel de argument, mulți frați, și lucrul acesta vom vedea acum, resping nu doar primele patru interpretări, primele patru trâmbițe, ci toate șapte. Sau șase mai bine, pentru că ultima în general este a doua venire. Dar toate șase trâmbițe astăzi sunt interpretate de mulți total diferit decât pionerii noștri. Sigur, există și excepții. Iată ce spune Roy Naden. Prima trâmbiță, caderea Ierusalimului. A doua trâmbiță, caderea Romei Păgâne. A treia trâmbiță, caderea Bisericii Creștine. A patra trâmbiță, întunericul Evului Mediu. Deja am văzut și alți autori au propus această interpretare. Haideți să vedem acum trâmbița a cincea. Atacul asupra reformei. Contrareforma din perioada 1535-1685. Deci iată noua interpretare în adventism,
despre trâmbița a cincea, contrareformă. Trâmbița a șasea este din secolul XVIII, 1144, mișcarea Adventă, până la închiderea Harului. Și a șaptea trâmbiță este închiderea Harului până la al doilea Advent. Deci, iată unde s-a ajuns. Prescott, care a deschis o ușiță cu propunerile lui, dar a fost respins pentru că încă era o frație în viață, frație în vârstă, a dat acum roade. Nu mai este nicio trâmbiță interpretată așa cum a fost interpretată de pionerii noștri. Pentru că frații ne spun de astăzi că Biserica Adventistă nu avea niciodată o interpretare oficială a trâmbițelor. Ceea ce este fals. Bun. Mergem un alt autor, Ranko Stefanovici. Am fost acum recent în Macedonia și acolo am văzut cartea lui Comentariul la Apocalipsă, în limba sârbă este tipărit, în limba română nu știu dacă este tipărită, probabil nu este, nu am auzit. El este profesor de la Andrews. Haideți să vedem care este interpretarea lui. Este ediția din 2009. Prima ediție 2002, nu știu ce scrie acolo. A doua ediție 2009 a cărții sale. Iată care sunt cele șapte trâmbițe, în opinia lui. Prima trâmbiță, judecata asupra Ierusalimului. A doua trâmbiță, căderea Romei păgâne. A treia trâmbiță, apostazia bisericii creștine. Până aici e de acord cu alți autori. A patra trâmbiță, atenție, ridicarea secularismului sau ateismului. Ceva nou. Trâmbița a cincea, dominația secularismului, secolul XVIII. Trâmbița a șasea, atenție, pregătirea pentru Armagedon. Deci e timpul nostru și e în viitor. Trâmbița a șasea. Și trâmbița a șaptea sunt evenimentele finale, până la venirea lui Hristos. Foarte interesant. Deci trâmbița a șasea este în viitor. Noi vom studia și vom vedea că lucrul acesta este imposibil. În mod special, capitolul 10 din Apocalipsa este foarte clar, dar și avem o perioadă profetică pe care Ranko Stefanovici o ignora complet. Iată ce spune în cartea respectivă, Apocalipsa lui Iisus Hristos, acest profesor de la Andrews, la pagina 304. Pagubele cauzate de lacuste nu sunt evident militare, ci mai mult ideologice. Filozofiile destructive au cauzat daune imense credinței creștine. Deci nu mai avem armate, nu avem, știți că pionerii au văzut acolo armata otomană care distrugea. Deci nu avem distrugeri fizice, nu avem armate fizice, ci avem doar niște pagube ideologice, filozofice. Adică avem o spiritualizare ale trâmbițelor. Știți că sora White ne-a avertizat că vom întâmpina spiritualismul. Adică ceea ce este literal, armate acolo și toate lupte fizice, astea sunt spiritualizate cu fiind niște ideologii, filozofii și mai departe. Asta spune Ranko Stefanovici. Un alt autor, și ne apropiem de sfârșit, Steven Bohr. Este un predicator, are o organizație independentă. Bine, face parte din Biserica Adventistă, dar are organizație self-supporting. De ce am pus numele lui aici? Pentru că este foarte popular și sunt mai multe predici video traduse în limba română. Știu că foarte mulți români îl ascultă și nu spun că spune și lucruri, tot ce spune este rău. Sigur că spune și foarte multe lucruri bune, la foarte multe puncte stă foarte bine, dar în ceea ce privește trâmbițele, e o problemă. Și vreau să vă arăt de ce. Haideți să vedem cum interpretează Steven Bohr cele șapte trâmbițe. Prima trâmbiță, căderea Ierusalimului. A doua trâmbiță, căderea Romei păgâne. A treia trâmbiță, apostazia bisericii creștine. A patra trâmbiță, evul mediu sau papalitatea. Am văzut și la alți autori același interpretare. Maxwell, cam așa avea și el.
Dar trimite a cincea. Dacă Naden a deschis o portiță ca interpretarea celor trimiței 5 și 6, fiind islamul să fie dată la o parte, iată că recolta, cum să zic, dacă e bine spus, recolta a ajuns la maturitate. Sunt și alții care au început să respingă interpretarea clasică adventistă despre trimiția 5 și trimiția 6. Ce spune Stephen Bohr? Trimiția a cincea este Revoluția franceză. Trimiția a șasea este de la 1844 până la închiderea Harului. Și trimiția a șaptea este închiderea Harului, plăgile și al doilea advent. Deci aceasta este interpretarea lui Stephen Bohr. Există un manuscris, pe site-ul lui se poate găsi despre toate cele șapte trimițe, cine vrea să studieze, poate să descarcă și să vadă dacă este așa cum am spus eu. Bun. Și ajungem la timpul nostru. Dacă până acum au fost profesori, au fost pastori, au fost lucrători, venim la ceva mult mai oficial. Comentariul biblic AZŠ, ediție din 1957. Editor principal este Francis D. Nicol. Nu citesc. Dacă vă uitați la interpretarea care a fost dată în 1957 despre cele șapte trâmbițe, aveți exact interpretarea care a fost dată prin Uriah Smith. Joseph Leach, Uriah Smith și ceilalți pionieri. Deci este interpretarea clasică adventistă. Nicio problemă. Dar în 2020 a apărut un alt comentariu biblic de la Andrews. Editorul principal este Angel M. Rodriguez. El a fost, de câte îmi amintesc, și președinte la Institutul de Cercetare Biblică, adică locul unde se formează doctrina bisericii. Haideți să vedem în acest comentariu. Am căutat să văd dacă este online comentariu. Nu este. Este foarte scump să-l cumpărăm. Dar am găsit aici și acolo, am găsit cam ce spune despre cele șapte trâmbițe. Prima trâmbiță. Distrugerea Ierusalimului. Vă amintiți de comentariul biblic din 1957? Vizigoți. Adică căderea Romei pagane. Aici avem distrugerea Ierusalimului. A doua trâmbiță. Căderea Romei pagane. A treia trâmbiță, apostazia bisericii creștine. A patra trâmbiță, apostazia protestantismului. A cincea trâmbiță, lucrarea demonilor de a înșela. Interesant. A șasea trâmbiță, strângerea pentru Armagedon. Și a șaptea trâmbiță este finalul, venirea lui Hristos. În acest comentariu biblic, dacă în ediție din 1957 au fost date aceste perioade profetice, 1299, 1449, 1449, 1840, în acest comentariu biblic sunt ignorate complet. Și vin cu niște propuneri de interpretare spirituale. Lucrarea demonilor, acolo spune în comentariul acela biblic că acele lacuste nu sunt armate fizice care distrug în mod fizic, ci doar spiritual, care lucrează la mintea omului. Deci este pur spiritualism în ceea ce privește trâmbițele. Deci, aceasta este ultima carte pe care v-am prezentat-o, 2020, deci este chiar la timpul nostru, unde s-a ajuns de la interpretarea clară, clasică, adventistă, de la Josiah Leach, care a fost primul, acceptată de pionerii noștri, de toți pionerii noștri, care a fost pusă sub semnul întrebării de Prescott în 1910. Și am spus mai devreme, propunerea lui Prescott a fost respinsă în timpul acela, până în 1950, biserica a stat bine, dar după 1950 s-a dat drumul la tot fel de interpretări. La început, puțin câte puțin. Primele patru au fost modificate puțin, dar s-a ajuns la, dacă citiți bine,
aproape toate 7 trâmbițe au fost schimbate. Decât a doua trâmbiță amintește aici căderea Romei păgâne. În rest, totul a fost modificat. Nu mai este același credință al pionierilor. Nu mai este credința pe care Sora White a afirmat-o foarte clar în cartea Tragedia Veacurilor. Și despre care pionierii noștri au spus anul 1840, 11 august, împreună cu 22 octombrie 1844, sunt pilonii ale credinței adventiste, ale istoriei adventiste. Sunt pilonii. Și iată s-a ajuns ca acest pilon, anul 1840, să fie dat aproape complet la o parte. Sunt frați aici și acolo care încă, o minoritate, care încă prezintă cele 7 trâmbițe așa cum au fost prezentate de pionerii noștri. În cea mai mare parte, teologii bisericii de astăzi vin cu alte propuneri, cu alte interpretări, cu interpretări spirituale, deci nu mai sunt judecății fizice cu armate, cu lupte și așa mai departe, ci vin cu niște idei că totul este la nivelul minții, că trâmbița cincea, demonii, lucrarea demonilor de a înșela, adică care lucrează la mintea omului, șasea, strângerea pentru Armagedon, deci înseamnă că este în viitor încă. Și fără să dea clară date profetice, nu? De când începe până când se termină, deci nu există așa ceva, totul este neclar. Este exact ceea ce diavolul dorește. Am citit de la început, unul câte unul, pilonii credinței vor fi dărâmate. Satana dorește să distrugă complet solia adventă. Și aici am vorbit doar despre trâmbițele. Putem vorbi și despre multe alte subiecte în care s-au făcut modificări. De aceea ne este spus, ultimele zile vor fi zile foarte periculoase. Tot ce poate să cadă, să fie cernut, spune Ellen White, va fi cernut. Trăim în timpul cernerii, când doar o mică rămășiță va rămâne. O mică rămășiță care va avea credința lui Isus și va rămâne la platforma, acea platformă solidă de neclintit, despre care scrie Spiritul Profetic în cartea Experiențe și Viziuni. Ea scrie acolo, dacă vă amintiți acea viziune, spune că am văzut unul câte unul coborând pe platformă. Și uitându-se la platformă, ziceau că trebuie puțin modificată, trebuie puțin, că nu este bună. Nu, platforma este stabilă de neclintit, spune acolo. Nu poate fi modificată, nu poate fi schimbat nimic pe platforma respectivă. Cei care doresc să modifice sunt cei care cad de pe platformă. Cei care sunt cernuți. De aceea am ales să vorbesc despre acest subiect. Am avut mai multe nume pe care puteam să le prezint, dar în general, în mare parte sunt aici undeva. Am ales doar aceștia. Ca să vedeți ce s-a întâmplat în întreaga istorie de 100 și ceva de ani, de la începutul mișcării Advente până astăzi, cum interpretarea noastră clasică despre trâmbițe a fost modificată. De aceea, atunci când auziți un pastor care spune că el nu crede că trâmbițe se dă în viitor și crede că au o împlinire istorică, să nu credeți imediat că înseamnă că spune bine el, spune adevărul. Nu. Pentru că acești oameni, ei pretind că au o interpretare istorică. Dar este o interpretare spiritualistă. Sau chiar dacă nu este spiritualistă, este o interpretare diferită decât interpretarea care Dumnezeu a dat-o mișcării Advente. De aceea, la sfârșit, rugăciunea mea este să studiem, să nu ascultăm niciun om ce ne spune, să studiem bine istoria adventistă și atunci când vedem că Dumnezeu a confirmat ceva, să rămânem indiferent câți pastori, câți teologi sau câți profesori vor spune altceva.
Doar cei care stau la un clar, așa zice Domnul, vor rămâne în picioare în timpul sfârșitului. Și eu mă rog ca fiecare care este aici prezent și cei care vor asculta acest mesaj să rămânem cu toți la platforma lui Dumnezeu. Amin. Vreau să citesc doar un verset, mă scuzați, am uitat. Este o chemare din partea Domnului de la Ieremia, capitolul 6 cu 16. Așa vorbește Domnul, stați în drumuri. Uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună. Umblați pe ea și veți găsi odihna pentru sufletele voastre. Întrebați care sunt cărările vechi și atunci când veți găsi aceste cărări, umblați pe ele. Pentru că avem o făgăduință. Dacă umblăm pe aceste cărări vechi, vom găsi odihna pentru sufletele noastre. Și această odihnă poate să vină de la o singură persoană, de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin. Aș ruga Amin. Cine dorește să înalțe rugăciune la închidere. Îți mulțumim, Tată din ceruri, în numele scumpului nostru Mântuitor, pentru această seară, pentru că Tu ne vorbești din cuvântul Tău și ai pregătit întotdeauna oameni care să ne ducă și să ne arate adevărul Tău atât de minunat, care ne vorbește din istorie, ceea ce a fost, ceea ce este și ceea ce va fi. Te rugăm să ne binecuvintezi cu multă înțelepciune și cu mult discernământ, ca să putem înțelege, să putem asimila aceste cuvinte pline de duh, de viață, să rămână în noi și să putem medita la ele. Te rugăm să binecuvintezi fiecare suflet care a fost prezent la acest studiu și vorbitorul care a prezentat cuvântul Tău. Rămâi cu noi pentru întunericul nopții, iar pacea Ta să ne umple sufletele noastre de bucurie și de speranță. Îți mulțumim și Te lăudăm în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Amin.